bună seara aproape, pentru că odată cu venirea domnului Marius Ghica de la Craiova începuse și ploaia. Să sperăm că n-a fost doar tentativa asta de ploaie, dar asta a răcorit băcar atmosfera se anunță totuși că va veni și apa de care toată lumea are nevoie. Bun. Deci astăzi avem încă un... Orașul Rosu, după cum știe toată lumea prezentă și probabil și mulți dintre cei care ne vor asculta, e așezat cel puțin cultural undeva între București și Craiova. Din punctul meu de vedere, ambele orașe sunt superioare nouă, să spunem, la multe capitole, probabil inclusiv în acest domeniu. Sunt orașe cu tradiție, București e capitala țării, Craiova e un oraș cu tradiție universitară, cu foarte mulți artiști, scriitori care s-au născut acolo. Dar nici Piteștiul nu cred că e chiar de lepădat. Fiind totuși superioare, Piteștiul se raportează cumva la ele două și încercăm și noi la acest ecolog, vi să aducem oameni și din București, și din capitală, și de la Craiova. De la Craiova am adus câțiva, dacă cei care au urmărit sau au participat la colocviile municipiului Pitești, știu că aici a fost domnul profesor Ion Lascur, aici a fost doamna Mihaela Albu, aici a fost domnul poetul Nicolae Coande și acum îl avem pe domnul Marius Ghica și probabil vor mai fi. Bun. Domnul Marius Ghica e născut în 1954 și acum nu ia să prezinte de critic, istoric literar, eseist, traducător, publicist, artist plastic. Pe lângă acesta eu spun că e mult mai mult. Deci a fost, deși, mă rog, dacă ne uităm un pic la conformația domniei sale actuală, la conformația actuală, nu s-a deci a fost basketbalist de performanță. Deci există un post în care și dacă nu ești foarte înalt, poți face parte dintr-o echipă de basket. A fost basketbalist de performanță și a jucat tenis de masă tot de performanță, iar actualmente organizează în Craiova campionate naționale de tenis de masă, antrenează echipe, după cum vă dați seama, un om care nu se plictisește. E pescar amator înrăit, este foarte prieten cu poetul Mircea Dinescu și cam face vea cu cetate. Știți că acolo este un fel de conac al domnului Dinescu, da. Bun. Studiile. A absolvit facultatea de filologie, secția franceză română la Craiova, a terminat-o în 1978. Doctoratul și l-a dat în 1993 și cum să vă spun eu, a fost practic a fost sub îndrumarea unui dintre cei mai importanți gânditori filozofi, aș spune, contemporan. E vorba de Jacques Derrida. Jacques Derrida a avut o presă, o vogă formidabilă în Franța și mai ales în America, în anii 90 și după. Acum nu mai știu cum ce stadiu mai e cu voga de construcții, de constructivisme. E curentul, să spunem, întemeiat de el. Acum chiar toată planeta s-a deconstruit, cum zicea el, acum 30 de ani. Așa, rugămintea e să vorbim, da, da, da. Să vorbim la microfon. Da? Bun, așa. Bun, a publicat multe volume. Eu mi-aduc aminte că în 1989 am descoperit unul care m-a tentat în primul rând prin titlu, se chema Omul poetic pe tărâmul limbajului, eseu despre lumea lui tot. Cartea a apărut în 1989, era cu totul altceva decât cărțile, să-i spunem, teoretice, care erau scrise în limbă de lemn, tributare marxismului. Asta n-avea nicio treabă cu așa ceva. Aia a fost cartea pe care am citit-o eu atunci și a apărut cum, cel puțin pe vremea, eu nu știam că o să vină Revoluția, probabil alții știau. Bun, mai are cărți despre Valerie, are o carte, evident, despre Derrida, așa. Are o carte, Cosmopolis, un fel de eseuri civice, sau despre viața în cetate. Titlul inspirat oarecum de domnul Mihai Șora și o să vă spun, după ce intrăm în tema domniei sale, de ce e inspirat de domnul Mihai Șora. Sunt niște cărți despre Valerie, deci spuneam că este traducător, a tradus foarte mult din Paul Valéry, un autor pe care îl admir foarte mult. Deci s-a ocupat de alcătuire de antologii, a îngrijit ediții, a scris studii, a ținut conferințe. Deci o activitate, să spunem, profesională foarte intensă. Pe lângă acestea, actualmente este profesor pensionar, dar conducător de doctorate la Craiova. Bun, cu tema conferinței de astăzi, deci ați văzut cu toții pe afiș, Constantin Noica, cei 22 sau cultura de performanță.
după părerea mea, titlul unui cititor sau unui văzător avizat îi spune cam totul. Știe, de pildă, că noi, că a avut undeva în anii 80 proiectul de a selecta un tânăr deci la un milion, un tânăr sau din fiecare județ cât un tânăr, dar mi se pare că unul la un milion, pentru a-i fi antrenor, el, Constantin, ca să-i fie antrenor și pentru a obține performanță culturală așa cum obțineau și sportivii, de pildă cum obținea Nadia Comăreș. Probabil proiectul începuse mai de mult, în anii 70. Ei bine, la Craiova, unul dintre acei performeri virtuali era domnul Marius Dica. La Pitești, știu de la domnia sa, a fost regretatul Radu Gabriel Pârvu, care mi-a povestit multe despre și care a avut o relație foarte intensă cu Constantin Noica. Bun, proiectul lui Noica cu campionii, mai ales în epoca aia, le pare utopic. Numai că eu știu dacă e atât de utopic sau e mai degrabă marca unui spirit idealist, cum a fost Noica toată viața, dacă nu cumva ține de generozitatea lui Noica. Asta poate domnia sau o poate receta și ca pe o întrebare. Altă întrebare e dacă acest proiect nu era cumva mult prea elitist. Iar întrebarea dacă cât de elitist era se leagă deci unul dintre să spunem mentorii domnului Marius Dica a fost Constantin Noica, dar un alt mentor a fost, mă rog, mi-a fost și mie, deși eu am venit mult mai târziu, domnul Mihai Șor. Din punctul meu de vedere, diferența dintre cei doi e că dacă la Noica se poate vorbi de un elitism, la Șora niciun caz. Șora era capabil să discute cu oricine care l-a abordat cu o anumită chestiune, chiar toată filozofia lui. Să ne gândim numai la titlu Eu și tu și el și ea, sau despre dialogul generalizat. Deci e o carte care are în centru chiar ideea aceasta de dialog generalizat cu oricine. Ei bine, pentru noi ca individ în sine nu avea mare valoare decât dacă se plasa sub semnul a ceva superior, o idee, în general o idee că era filozof. Bun, am putea discuta în cadrul temei acestea, deci îi le lansez ca întrebări, eu nu cunosc conținutul conferinței domniei sale. S-a discutat mult după 90 despre compromisurile lui Noica cu regimul comunist, dacă ar putea să ne dea un răspuns de acolo. Și mă rog, aș aștepta mult inclusiv mărturisiri personale, cum l-a întâlnit, numai la Coltini sau și la București. Și o ultimă întrebare, deci practic eu dacă aș pune două întrebări, dar le reamintesc la final. Deci despre diferența între noi ca și paideia lui Noica și paideia, deci paideia înseamnă tipul de educație al lui Noica și al lui Șora. Și a doua întrebare, una, mă rog, cam anacronică, ce ar zice Noica cu proiectului cultural foarte strong, cum știm cu toții, limbi clasice, greacă, latină, germană, despre starea culturii române actuale. Deci cam astea două întrebări, chiar dacă nu le reține, îi le voi repeta la final. Rugămintea mea e să pune și dumneavoastră întrebări. Acestea fiind zise, nu vă mai rețin, îl invit pe domnul Marius Dica să ne vorbească despre Constantin Noica, cei 22 sau cultura de performanță, titlul conferinței de astăzi. Mulțumesc! Da, îi mulțumesc mult prietenului meu Leonid Dragomir, pe care l-am cunoscut tot grație domnului Mihai Șora. E numele care ne unește, care ne-a făcut să ne cunoaștem. O să spun în primul rând, pornind de la titlu, așa zic, conferință, nu este o conferință, nu mi-am scris-o, evoc mai degrabă unele întâlniri și unele amintiri despre Constantin Noica, pe care îl consider primul meu dascăl. Debutasem la revista Ramuri, deci am fost dascăl la Calafat după absolvirea facultății vreme de 7 ani, repartizat în Calafat, un oraș din județul Dolj. Pe vremea era bine să prind județul ca să poți veni în capitala județului Craiova, eu eram craiovean. Și vreme de 7 ani am stat acolo, mi-am scris cărțile și au fost poate cei mai frumoși ani din tinerețea mea, sigur. Ei bine, o mare șansă a fost faptul că l-am cunoscut pe Noica. L-am cunoscut după ce am scris 3 cronici în revista Ramuri despre 3 cărți și 3 personalități ale culturii române. Era vorba de Constantin Noica, Povestiri despre om se chema cartea, era o carte după fenomenologia spiritului a lui Hegel.
era o repovestire a fenomenologiei spiritului a lui Hegel, o poveste scrisă de Constantin Noica. Numai el putea să repovestească în așa fel încât să priceapă sau să aibă sentimentul că pricepe orice cititor. Am mai scris despre o carte a lui Edgar Papu și un volum al lui Lucian Blaga, deci aceste trei cronici apărute într-o pagină a revistei Ramuri, pe care Sorescu, redactorul șef de atunci a revistei Ramuri, ne-a dădat nouă celor patru tineri pe care miza el atunci. Era vorba de Gabriel Chifu, Constantin Barbu, Patel Berceanu și cel care vă vorbește. Eram toți în jurul lui Sorescu, de orientări diferite, de culturi diferite. Chifu era inginer, Patel Berceanu absolvise UNATC-ul, secția de critică de teatru, și Constantin Barbu fusese coleg la Filologia Craioveană. Am trimis această revistă, deci Sorescu ne publica sistematic, ne ofera câte două pagini pe an, să ai o pagină în revista Ramuri cu trei cronici la trei autori pe care ți-i alegeai, pe care nu ți-i comanda niciodată, era mare lucru, era semn de încredere. Deci eu am scris despre acești trei mari scriitori. Noica trăia, firește, Edgar Papu trăia, și i-am trimis revista Ramul la Păltini și am primit o carte poștală în care îmi spunea că mă așteaptă cândva la Păltiniș să vorbim despre ce proiecte am în cultura de performanță. Eu n-am înțeles prea bine ce vrea să spună cultura de performanță. Ulterior am aflat. M-am dus la Păltiniș și firește o prima întâlnire cu noi, că a fost una, traumatizantă aproape, în sensul că vreme de o oră și 10 minute cât dura turul Păltinișului, trebuia să vorbești, să-i povestești, mi-a cerut să-i fac o istoria literaturii franceze într-o oră și 10 minute. Împreună cu mine era atunci și Mariela Petrescu, o asistentă universitară de la Sibiu, vorbitoare de germană perfectă, care translitera caietele lui Eminescu, care apăreau în revista Transilvania de la Sibiu. Deci această Mariela Petrescu, care știa gotică, Eminescu în caietele sale, își făcea notații de germană în gotică, în scriere gotică, de o frumusețe rară scria Eminescu. E bine, numai ea știa atât de bine gotică încât să-i deșifreze grafia și să translitereze caietele lui Eminescu. Noi care le comenta, Constantin Barbu își spunea și el opinia în paginile revistei Transilvania. Și în acel tur al Păltinișului de o oră și 10 minute cât a trebuit să-i fac o istorie a literaturii franceze, țin minte că la un moment dat a zis de Malherbe, nu spui nimic de Malherbe, era vorba de arta poetică și am spus en fait Malherbe vin. Și el spune, en fait Malherbe vient. Este un vers din arta poetică a lui Boileau. Și eu am spus, nu, e passé simple. E venit, era timpul narațiunii. Și a zis, bun, o să verific, să văd. A verificat și a doua zi mi-a spus, ai avut dreptate. Cu asta se pare că l-am cucerit, cu acest perfect simplu. Poate nu întâmplător, că era moltean și îl vorbim toată ziua. Da, la sfârșit mi-a zis, mai faci un tur cu Mariana, încă o oră și 10 și vorbești despre verbul francez, verbele neregulate în franceză. Am mai făcut un tur al părtinșului cu ea și la sfârșit a spus, Mariana, dă-i, te rog, o monedă lui Marius, că orice lecție se plătește. Și, Noica mi-a dat, după ce am vorbit de istoria literaturii franceze, într-o oră și 10, o monedă, nu mai știu cât se vorbea la telefon, 25 de bani, parcă, cred că așa. Ulterior s-a vorbit cu fise de 3 lei, cred că 25 de bani, și la fel Mariana mi-a dat o monedă, era simbolică, se spunea orice lucru se plătește, chiar și elevii lui Aristotel, că după modelul Academosului făcea el aceste lecții, cursuri deambulatorii, deci peripatetism, vorbeai, mergeai și vorbeai și
ține un curs mergând. Cam asta era. După ideea asta a făcut și el turul Păltinișului într-o oră și 10 minute cât dura. Deci am avut primul contact cu el și a început un periplu aproape la 2 luni mergeam la Păltiniș, ne dădea ce să citim, noi trebuia să nu numai să parcurgem lecturile, dar să facem și un cont rendu ce am făcut în timpul ăsta. Și apoi a venit acest proiect al celor 22 sau cultura de performanță, care a venit, ne-a povestit, pentru că într-una din zile la Păltiniș s-a pomenit cu vizita unui colonel de securitate, trimis de Elena Ceaușescu, care îi cerea lui Neucamp să le spună, dom'le, ce-i cu transcendentalismul ăsta? Fusese un mare scandal cu meditația transcendentală în București. Foarte mulți intelectuali români care urmaseră cursul acestei meditații transcendentale, care au o chestie foarte serioasă, foarte deșteaptă, aprobate chiar de Elena Ceaușescu prin Institutul Psihologic de la București, când s-a dovedit că acolo se întâmplau și mici ritualuri, se rosteau mantre, se aprindeau lumânărică, deci erau ritualuri care ăstora nu le-a plăcut deloc, li se părea că e ceva mistic. Și a fost un mare scandal, toți cei care erau înrolați în aceste ședințe de meditație transcendentală au fost dați afară din slujbe și era Marin Sorescu, era Pleșu, era Șora, era un sfert din intelectualii mari ai țării care frecventau meditația transcendentală, s-au pomenit șomeri. Și s-au dus la noi ca să zică, dom'le, ce-i cu transcendentalii? Lenuța aflase că noi că ar fi cel mai deștept om din România, ceea ce era adevărat. Înțeleptul națiunii, să zicem, care stătea la Păltiniș, unde, după modelul lui Nietzsche, gândea la 4.000 de picioare deasupra umanității. Asta era, vrea să izoleze, să stea acolo, să vadă țara de sus. Și acest colonel îi spune, dumneavoastră, noi ca, uite, m-a trimis tu așa Elena Ceaușescu, ce înseamnă transcendental? Noi ca, care era de o subtilitate uluitoare, rar am văzut oameni de cultură care să vorbească și să scrie cu aceeași, cu același har. Noi ca i-a zis, ce tovarășul colonel, stați puțin, e vorba de transcendent sau de transcendental? Ăla zice, păi zice amândouă. Bun, păi zice, transcendentalul este la Kant uniunea sintetică a priorică de a percepție. Ăsta zice, cum? Ce își nota? Uniunea sintetică a priorică de a percepție, da. Și zice, și dumneavoastră sunteți de acord? Și noi ca zice, nu, eu nu sunt de acord, pentru că chiar am scris 2 cărți în care îl contrazic pe Kant. Și de asta avea o carte, se chema 2 introduceri și o trecere spre idealism, da, despre Kant, și ăsta a luat-o și a notat tot ce a spus Noica. Și a doilea lucru, zice, o să-i spun, o să-i spun toată ce Elena Ceaușescu ce mi-a spus, și vă mai roagă ceva, puteți să-i scrieți lui Mircea Eliade, prietenul dumneavoastră, să îl rugați să vină în țară, să țină niște conferințe, să se dezică de marele lui învățător, Nae Ionescu. În schimb, va primi traducerea integrală a operei lui și va deveni subiect de manuale, se va bucura de o notorietate în România ca puțini alți scriitori. Noi, ca bineînțeles, i-a spus, domnul Toașu Colonel, nu puteți, eu nu pot să-i scriu așa ceva lui Eliade, pentru că mi-aș rupe mâna mai degrabă decât să-i spun așa ceva lui, și ar fi inutil, pentru că niciodată n-ar veni cum să se se despartă de marele nostru dascăl. Pe toți ne-a învățat Nae Ionescu să gândim, în primul rând, cursurile lui erau cuceritoare. Deci așa ceva nu poți să-i cer lui Eliade, și dacă i-aș cer ar fi inutil, ar zice că am înnebunit și că am luat o razna, iar scrie Lucioran, vezi, nu te mai vedea cu noi că Dinu noi că a înnebunit.
zice, dar de ce nu vă ocupați voi de cei 22 de liade din țară? Și ăla colonul, ce care 22 de liade din țară? Atunci i-a venit pe loc această idee, zice, domnule, uite, suntem un popor de 22 de milioane. Trebuie să existe într-un popor care a putut să dea un Enescu, un Brâncuș, un Eminescu. Este imposibil să nu fie un tânăr la un milion înzestrat în mod excepțional pentru cultura de performanță și să nu mai mergem la judecata de apoi a popoarelor cu Nadia, numai cu Nadia Comăneci și Ilie Năstase și Hagi. Era această analogie cu sportul de performanță, pentru că Elena și Ceaușescu, văzând cât renume aduc țării sportivii, ei mai făceau să se audă despre România dincolo, au încurajat foarte mult, știm bine, fotbaliștii, și mergea, noi ca mergea pe acest paralelism între cultura de performanță și sportul de performanță. Și ăsta îl întreabă, zice, bun, păi și unde sunt ăștia 22 de tineri? Zice, dom'le, vi găsesc eu, vă găsesc și antrenorii care să-i antreneze, pentru că nu era vorba numai în proiectul lui utopic, firește că da, dar e de discutat și aici, că o să răspund la întrebarea ce s-a ales de cei 22. Da. Găsise, Șora era unul din antrenori, la care pe mine m-a trimis, deci eu așa l-am cunoscut pe Șora. Mi-a dat Noica telefonul lui Șora, adresa pe Jules Michelet 15, 17, etajul 3. Așa m-am dus prima oară cu o scrisoare, cu o carte poștală de recomandare de la Noica. Altfel nu știam de Șora. N-auzisem, nu scrisese nimic. Știți bine că a publicat cartea de debut Sarea Pământului târziu. Îl știam din Viața Românească, unde apăreau niște texte semnate de el, care erau evident contrasta cu orice se scria pe vremea aceea, erau de talie mondială, se gândea ca în Heidegger și ca în gândirea occidentală, un tânăr care semna fie Pora, fie Șora, fie, avea tot felul de anagrame din astea cu care se juca, că a avut și perioadă de interdicție de semnătură, știi bine. Bun, și îi spune, zice, dom'le, vi găsesc eu pe ăștia 22 de tineri, le fac fișă, și merg în fiecare județ să-i angajați fictiv, ca pe futboliști, să iau un salariu, că la Craiova, toată Universitatea Craiova, de unde sunt eu, era angajată la Electroputere. De la Oblemenco până la Donose, Balac și ăștia, erau angajați fictiv la Electroputere, primeau un salariu de 3-4 mii de lei frumușel, aveau și încadrare la universitate, nici socio la cursuri. Intrau, erau admiși fără concurs, adică li se puneau tezele în față, semnau și intrau pur și simplu. Deci astea erau cu ce Craiova, cu ce era jucătorii. Una că își făceau facultatea și nu era de aici dicolo și că i-a angajat fictiv la... Dar asta se întâmpla și în alte părți. Asta a speculat Noica. A pornit prin țară, la Craiova a venit pentru mine și pentru Constantin Barbu și ne-a și spus, zice, nu stați în Craiova, că vin să vă laud și nu e frumos să fiți acolo și să fiți de față. Am plecat la Târgu Mureș, de unde e soția mea, și a avut o întâlnire la Ramu, s-a dus la secretarea cu propaganda, era o doamnă, Trăistară o chema, care a început să plângă. Noi ca vorbind despre, suntem ultima țară, nu avem un premiu Nobel, nu avem cu tare, asta a început să plângă de că era româncă bună și ea așa în sămânța ei. Și a cucerit-o și asta era pornit să auzi la primul secretar să mă scoată pe mine și pe Barbu să lucrăm acasă, să citim, să scriem și 2 ani de zile să primim salariu. Firește, când au ajuns dosale la Iași și luase pe Sorin Antohi, pe poetul. Erau 3 acolo, Luca Pițu, Sorin Antohi și mai era ăsta care a făcut timpul după aia, e universitatea. Liviu Antonese, da. Apoi Mihăiești la Timișoara, au fost mai mulți, la voi, cel pe care... Da? Bun, găsise antrenori în fizică, în matematici, deci era un fel de... de antrenarea creierelor, competențelor în diverse domenii, fizică, matematici. Asta vrea Noica
Și bineînțeles a ajuns totul la Elena și a zis, domne, noi nu facem aici teoria elitelor, ci noi vrem cultură de masă, cântarea României, Daciada, pentru cei mulți, nu pentru cei puțini și aleși. Și s-a ales praful de... Dar nu s-a ales praful de tineri ăștia care deja intrase în contact cu noi, ca, care am rămas până târziu, am murit în 87, Noica, țin minte și acum era o vreme, ninsese, da, la Păltiniș, mă rog, care am ajuns. A fost Șor, a fost Marino, a fost Pleșu, da, lumea bună, Liceanu, firește. Dar pentru noi, faptul, eu dacă mă duceam la Păltiniș și petreceam două zile cu Noica, mă întorceam la Calafat unde aveam un pe fiul meu cel mic, care se născuse în 81, la ora 10 se oprea lumina, eu scriam la lumânările de nunte, erau niște lumânări groase și tăiam fragmente, le puneam în pahar și ardeau, un fragment așa mi-ajungea cam 2-3 seri de scris. Căldură nu era, aveam o centrală pe păcurină, dar nu exista păcurină, deci erau reci. Îmi făcuse un vecin o cărămidă de asta albă, prin care băgase un arc. Noi când băgam în priză, se învârtea ăla, știți cum? Dar făcea căldură, într-adevăr. Ăla era, aia era sursa de căldură. Dimineața mă sculam să mă duc la lapte, când auzeam sticlele că se descarcă. Dar astea mi se păreau niște nimicuri, faptul că mergeam la Noica și că aveam întâlnirile alea și ăsta ne făcea să ne credem zei, că nu ne accepta nicio scuză. Dacă nu ne făceam temele, ce ne spunea, ne ziceam, vreți să mâncați jeratic? Vreți să ajungeți ca și calul din poveste, din Hârțoagă, un armăsar? Dacă vreți, bine, dacă nu, nu veniți cu scuze la mine, că s-a oprit lumina, că copilul are enurezis nocturn și face pipi în pas și nu se usucă, asta, păi nu mă interesează, astea sunt treburile voastre. Dumnezeu, ajunsesc să credem că așa e și că trebuie să mănânci jeratic. Ajunsesc și la... a justificat până și chestii de felul, i-am zis, dumne, dar soțiile noastre vor și să mai mergem tot noi ca să mai plecăm în weekend, să mai mergem pe la sine. A zice, aveți soții frumoase? Zicem, da, zicem că da, mai ales și noi de la litere, ce era, zice, dacă sunt frumoase, voi știți că frumosul sunt cele patru universale, pulchrum, ens unum, pulchrum, bonum convertuntur, adică valorile mari, sunt interșanjabile. Deci dacă este frumusețea, e ca ființa, se distribuie fără să se împartă. Adică tu poți să-ți iubești soția și copilul și amanta, la fel și ea, fără ca din sentimentul iubirii să fie ca, fără ca acest izvor al iubirii să se cătuiască. Nu, merge la fiecare dintre ei câte un dram de iubire și iubirea în sine nu se cătuiește. Dumnezeu, nu mai avem replici. Ce zici, noi, domnul Noica, până aici, până la nevestă, adică ce ne sugerați? Să-i lăsăm și pe alții să se bucure de frumusețea nevestelor noastre? Ce da, de ce nu? Păi, domnul Noica, stați puțin, cum... Ens unum bonum pulchrum convertuntur, asta era, se distribuie fără să se împartă. Bun, pe aici sunt cam încheia conversa. Avea multe chestii șocante, aberante. Nu poți filozofia fără greacă și germană. În esență avea dreptate, pentru că dacă nu știi germană, nu poți ști Heidegger, Husserl în germană, în limba originală. Greaca făcusem, noi mai aveam noroc că eram filologi, dar veneau foarte mulți care veneau din alte domenii și... Foarte mulți au mers la Liceanu, care chiar a făcut clasice ca să îl satisfacă și nu i-a stricat, firește, că a învățat latina și greaca la îndemnul lui Noica. Eu zic că a fost o personalitate unică în cultura română, cel puțin pentru acei ani, fără el se stingeau foarte mulți. La mine varianta era la Calafat să meditam copiii doctorilor
și ai protipendat de calafatului. Aveam și un iz de vedetă locală când am venit absolvent tânăr la Calafat, pentru că fusesem în anii 34 de facultate, exista un concurs televizat, se chema Cel mai bun continuu, era făcut între județe, îl făcea unul Ion Mustață și era între fiecare județ își trimitea un reprezentant în ordine alfabetică. Venea Aradu, se lupta cu Doljul, Gorjul, nu știu care, și în ordine alfabetică trei județe și fiecare județ își trimitea un reprezentant, cine câștiga mergea mai departe. Cel mai bun continuu se chema. Și apărea pe generic o Dacie, cine, cam așa era reclama, cine merge 10 etape, câștigă o Dacie. Pe etapa a doua, când eram eu acolo, că am câștigat-o prima și am mers vreo 4 etape, ajunsese, mă cunoșteau și doamnele din piață, pentru că erau așa notorietate aceste concursuri. În primul rând, n-aveam două posturi de televiziune, TVR1 și TVR2. Mai prindeam sârbii și bulgarii noi, cei de la Craiova, dar în rest nimic. Aceste emisiuni se dau filmate, firește, durau o jumătate de oră, începeau în pauza meciurilor de fotbal, deci era audiență maximă, că toată lumea se uita și nevestele se uitau, că televizorul era deschis și trebuia să te uiți, că juca Dinamo cu Craiova, n-aveai cum. Și deci dădea prima parte în pauza meciului și după meci mai dădea celălalt sfert de oră, o jumătate de oră filmat. Și era, cum să spun, era atât de cunoscut, mai ales dacă mergeai 3-4 etape, erai vedetă, ce să mai. Și țin minte că am câștigat 4 etape, dar nu ne dădeau bani, ne dădeau niște vouchere, hârtie, 3.500 de lei pe etapă îți dădeau, în situația în care un salariu de profesor, eu în primul an am avut 1.880 de lei, țin minte și acum, deci era o sumă frumușică, 70.000 era o Dacie, când 70.000 era o Dacie, 3.500 era o sumă și am luat atunci 3 ori 4, 12.500, nu mai știu cât. Deci 3.500 ori 4. Și am mai făcut încă o emisiune cu cei care au mers în ultimii 5 ani cele mai multe. Și atunci iarăși a fost, mi-a mai dat. E, cu banii aia mi-am luat două corpuri de bibliotecă, trebuia să mă însor cu nevastă, era în anul 4 de facultate și eu eram cu maică mea, taică mea ne lăsase, se despărțise de maică mea, fugise cu iubita lui, cu amanta, și descurcă-te române, trebuia să mă însur, n-aveam bani de aur, nici nu se găsea aur. Trebuia să cumperi de la cineva care avea de vânzare. Socrul meu din Târgu Mureș avea prieten în armată și un caporal, un plutonier, nu știu ce era, a divorțat și a rămas cu verghetele și le avea de vânzare. Și cu 3.500 de lei am luat, nu, cu 6.500 am luat un covor persan, maica mea mi-a zis, mamă, ia un covor persan, că ăsta îl dăm oricând. Și cine lua un covor persan, știți, care a sprins vremurile alea, era, nu se dă adică prin sindicate, cu aprobări speciale. Și am luat un covor persan, maică mea l-a vândut imediat, mi-a dat 6.500 și mi-am luat verghete să mă însor. Iar de restul, mi-am luat două corpuri de bibliotecă și mi-am spus Doinaș, că eram cu el în relat, Ștefan Augustin Doinaș, zice, ia-ți o mașină Olivetti. N-aveam computer pe vremea aia, computerul era o mașină de scris. Și Olivetti era o marcă foarte bună, era verde, o și văd că o avea Doinaș. Și mi-am luat deci o mașină deschis, două corpuri de biblioteci albe, pe care le-am și acum, că pur și simplu, corp alb, care pui cărțile și se și reglează înălțimea și rafturilor. Și covorul pe care l-am vândut și m-am însurat. E, când m-am dus la Calafat, eram cunoscut ca dracu, mă știau de la televiziune, ăsta al nostru din Dolj, mai nu știu, și toată lumea vrea să le meditez odraslele. Am făcut-o câteva luni, dar după aia, cum zic, aveam un sentiment că pierd timpul. Îmi ieșeau bănuți, că era 25 de lei ora, făceam cu 3, 75 de lei. Era vodka Pivi Borovna sau Stalijna, era 25 de lei. Păi luam 3 sticle de vodka din... E, aveam posibilitatea asta, fie să eșuez în petreceri perpetue cu doctorii care fumau chet, eu formeam carpați fără filtru, că n-aveam, nu permiteau, mai erau bulgarii vis-a-vis, toți aveau buletin de ăsta de micul trafic, de
adică aveau voie să ducă la bulgari în fiecare sâmbătă și duminică, în weekend, și aia să vină la noi. Și eu n-aveam buletin de... Și veneau părinții și mi-aduceau și mie un pachet de Kent. Și când mergeam la Noica, la Pătiniș, când vrea Noica, el își cotea carpațul fără filtru, desfăcea hârtia și își punea tutunul din carpați în pipă și își aprindea pipa. Și puțea rău, că știți cum mirosea carpațul. Și noi îi dădeam domnul Noica, v-am adus niște Kent. Hei, zice, sunteți în bani. Avea expresia asta, sunteți în bani? Nu, nu suntem în bani, că banii sunt aceiași, mai medităm, mai... Păi cum, de unde vă luați voi Kent? Ea mi-a explicat că de la bulgari, că vin părinții, zice, nu, vă mulțumesc foarte mult, dar nu pot să fac. Păi de ce, domnul Noica? Zice, dacă fumez acum Kent, e foarte bun. Și miroase foarte frumos. Și mă învăț cu el. Și păi mine nu mai am Kent. Și ce fac? Vin și mi se pare pipa mea, care acum mi se pare bună, mi se pare odioasă. Și uite, intru în depresie și în de-astea, nu mai pot fuma. Deci nu fuma, refuza tot ce îi putea strica rostul lui așezat. Dom'le, un om care a făcut pușcărie și care a putut scrie că în pușcărie a fost fericit, nu e un om oarecare. Noi, ca spunea, în momentul în care vorbea ăsta, mă chema, dom'le, de a fost ministru, ambasadorul golanilor la... Da, paleologul. Alecu Paleologu, care i-a fost și coleg de celulă, bineînțeles, ăla când vorbea despre tragedia greacă la Nice sau... Deci toți ăștia... Gardienii stăteau și ascultau și se uitau la ei minunați, după care, zice, dom'le, în momentul ăla, cine era stăpân? Cine păzea pe cine? Ei se simțeau șefii pușcăriei și erau deținuții, cum ar veni. Oamenii ăștia au avut ceva special și gândiți-vă că pe ăștia i-am pierdut în pușcările comuniste. Acum uită, nivelăm, mai avem modele, nu știu. Noi că a fost un model, Șora după el a fost un model. L-am maculat și pe Șor, am avut grijă să îl facem derizoriu, că venea la întâlnirea la hashtag rezist la giraf acolo și că el care a fost comunist, păi el a spus că a fost comunist, el a spus că a fost liderul studențimii române de la Paris, comuniste, pentru că după al doilea război mondial nu exista opțiune. Când am văzut bine unde a dus dreapta, la fascism, la nazism, cum puteai să gândești că după război ești de altă orientare decât de stânga? Toată inteligenția franceză, de la Camus la Sartre, erau de stânga, erau comuniști. Și Șura a fost liderul studențimii comuniste din Franța. A venit în România să-și vadă familia, știi bine povestea, și Ana Paucăr nu i-a mai dat drum, a zis că avem nevoie de oameni deștepți ca el, care să slujească societatea socialistă, multilateral, dezvoltată, nu știu ce. Și a rămas aici, săracul, spre norocul nostru, că a fost o minte strălucită și nu despre Șora vorbim, dar este totuși modelul după noi, ca am avut norocul să-l avem pe Șora. Gândiți-vă, 40 de ani, dacă nu era Șora, care... Cum să spun, chiar și pentru ăștia, cei mai stupizi politicieni însemnau autoritate și nu puteau să nu țină cont de opinia lui. Au fost faruri și poate am supraviețuit și în anii ăștia grație acestor modele. Vorbesc de oamenii din domeniul literelor. Domnul, vă întrerup o secundă, la nivel uman, cum era relația cu noi, ca cum era relația cu Șora? Deci lăsăm filozofemele deoparte. Cum era să vă întâlniți cu ei ca oameni? V-am zis, prima întâlnire cu noi că a fost traumatizantă. Eu eram speriat pentru că era neiertător, era foarte ironic. Se făcea jenă. Dom'le, dacă se făcea o observație, două, chiar subtilă și chiar sub formă de glumă, nu-ți mai ardea de nimic. Că ce-o spunea noi că... Când m-am dus la Șora și după ce făcusem deambulația Păltinișului
istoria literaturii franceze într-o oră și 10 minute, zic, bă, ce mă întreabă, să vedem la ăsta cum e, Șura, ce îl spune, examenul al doilea, greu al vieții mele. Șura nu m-a întrebat nimic, m-a lăsat să vorbesc ca un oltean care vorbește mult, mă impunea câte o întrebare așa, da? Și soția de unde, chestii absolut lumești. De la Șoara am învățat după an bun, zic, nu, dar chiar nu-mi spune și mie, și mi-a dat o carte, la prima întâlnire, mi-a dat o carte, cum îl cheamă, doamne? Unul din marile lui modele, Charles Peggy. Altceva mi-a dat, da, o carte din bibliotecă, mi-a dăruit-o. Și în rest mi-am ales eu ce căs voiam, avea o bibliotecă fabuloasă, care e și acum. De fapt, de asta m-a și trimis Noica la el. A zis, bun, trebuie să te ocupi de cultura franceză, păi cultura de performanță, aici performer n-a fost decât unul singur. Mihai Șora, care s-a întors. Șora, când s-a întors, era deja chercheur la Centre National de la Recherche Scientifique de la Paris, deci era cercetător. Publicația la Gallimard, în 47, deci înaintea lui Eliade, înaintea lui Cioran, înaintea lui Ionesco, primul care a publicat. Deci era, începuse viața, acolo trăia și s-a văzut deodată izolat în România. Ce făcea dacă nu aveam biblioteca pentru toți? Deci Șora a fost cel care a creat această, a reluat, de fapt exista biblioteca pentru toți, dar el a regândit-o. Gândiți-vă că din anii 45 până în 90, cred că nu există o bibliotecă de intelectual român în care să nu se afle o carte din colecția Biblioteca Pentru. Vă întrerup o secundă, pentru că e ceea ce spun se leagă de subiectul nostru. Da. În cartea de convorbiri cu mine, nu spun asta pentru că e cu mine, dar la un moment dat Șora face o comparație între paideia lui și paideia lui, care se întreabă, mă rog, retoric după părerea mea, ce e mai important, să formezi 22 de campioni pe care, pentru cultura înaltă sau să pui în mâinile fiecărui semen al tău câte o carte cum făcea seria asta de Biblioteca pentru toți, în fiecare sâmbătă apărea o carte la 5 lei. Da. Pe care și-o putea cumpăra orice român. La 5 lei, deci o putea cumpăra oricine. Întrebarea era, deci evident că opțiunea lui noi, care era una elitistă, în timp ce opțiunea lui Șora era una democratică. Da. Bun, e discutabil pentru că și istoric lui Noica nici nu i s-a oferit altă șansă. Șora, fiind invitat în capul delegației de studenți români și nemai permițându-i se întoarcerea, i s-a oferit post în diplomație, deci a făcut legația la presă, îi făcea sumarul presei Anei Paucăr și celorlalți din Comitetul Central, în rest era foarte liber și pe urmă l-au pus în capul trebii și a gândit Biblioteca pentru toți. Deci i-a dat mâna cumva lui Șora. Noi că n-a avut posibilă, lui că a fost integrat mare lucru, că i s-a dat voie să La centru de logică. Gândiți-vă să străbunicul tău să înființeze Alexandria, iar tu să ai pușcărie, azil forțat în Alexandria, înființată de străbunicul tău. Păi, cum să spun? Alții puteau să sinucidă, iar el face pușcărie și iese și spune am învins. Da, mulți remarcă noblețea și generozitatea, pentru că era foarte atent la celălalt, și noblețea extraordinară a lui, care se vedea clar că e os de boier, așa, inclusiv faptul că suporta atâtea vicisitudini. Discutam recent cu profesorul Mircea Flonta, care a fost și el aici. Vorbeam despre acuzațiile care îi se aduc lui Noica, că a făcut compromisul cu regimul comunist și alte chestii. Și spune, dom'le, omul ce să gândesc vreo secundă că omul ăsta n-a trăit deloc pentru el, ăsta a trăit pentru cultura română. Absolut. Pentru idee, pentru cu tot altceva. Deci ăștia care l-acuză acum. Bun, vă pun întrebarea, adică vă reamintesc întrebarea. Ce ziceți că ar zice despre cum suntem noi astăzi în cultură? Cum ne ții tu? Ca să termin cu Șora. Știți ce m-a învățat Șora? Deci noi că avea două, trei chestii, model, nu puteai să nu-l asculți. Șora nu mi-a spus niciodată nimic. Nu mi-a cerut niciodată să votez cu cineva sau împotriva cuiva. Că era atunci cu Maria Munteanu. Ce facem, semnăm, nu semnăm.
Nu mi-a spus scrie despre ăla, nu mi-a spus nu mai scrie despre ăla, adică n-a avut nimic să-mi impună, să-mi... Era, modelul Șura era de paide, era stai pe lângă mine și upanișează. Adică în înțelepția aia din Tibet, care nu spune nimic, dar stai pe lângă el și ceva, ceva intră în tine din modul de a te comporta, de a se comporta, din modul de a gândi. Deci îl iei ca model fără ca el să-ți impună ceva. Și ți impune tocmai prin această lipsă de a te trage de mână sau de ureche. Noica era, avea ceva din venea din interbelici, Șora era mult mai tânăr ca ei. Ce voia în fond? O Românie mare cu destinul, populația chinei și destinul, cum zicea, da, deci vreau să strălucim în Europa. Păi noi ce suntem acum? Ne milogim? Trebuie să ajungi să te milogești pentru un post în Uniunea Europeană. Să ce? Ca să faci ce? Pentru tine, să faci ceva pentru tine, că pentru țară n-ai făcut nimic și nici nu va face, dacă n-a făcut ce, aici. Ce credeți că ar zice de noi astăzi? Păi ce să zic? Cultural, că... și politic. Da, știți și cum îi spunea lui Elena Ceaușescu? Gospodina. Ca să nu jignească, nu... Nici nu era... Nici gospodina măcar nu cred că era... Dar așa îi spunea, gospodina, să nu... Ce să spun? Ar fi... Ar preda în continuare pentru editarea caietelor în alte, cu tare mine. Pe el asta le interesau. Dom'le, ce rămânem după ce... La judecata de apoi a popoarelor, cu ce ne prezentăm? Bun, te prezinți cu Hagi, Nadia Comăneci, cu, acum și cu Naționala României, câștigară și noi, ce bătură în 3-0 și facem sărbătoare națională. Nu e foarte bine. Vedeți ce trist. Ce trist e poporul ăsta dacă ajunge. M-am uitat ce energii s-au dislocat. Dom'le, să te duci în Germania să stai 2 săptămâni, să te bucuri. De ce bucurie mare românul? Nu mai are de ce să bucure și nici de tine au reușit să-i bucure. Ceea ce e mare lucru. Bun, dar... Dar indică și micimea noastră, faptul că ne-am micșorat mult, chiar și comparativ cu vremurile. Dar uite, noi, nouă ni s-a desfințat acum la Craiova, eu am făcut o bibliotecă franceză în 90, am titorit-o chiar cu Marin Sorescu, cu Tudor Gheorghe, când, mă rog, ne alegeam clădiri prin Craiova, făceam ce voiam, mi se părea că va fi numai miere în țara asta, va curge. Și acum nu mai avem, se desfințează secția de franceză de la facultate. Deci am înființat o bibliotecă franceză, nu mai are cine să citească. Avem un liceu de limbă franceză înființat tot de noi, de universitate, liceul Voltaire. Toți absolvenții care sunt străluciți, vorbesc franceză, impecabil, niciunul nu vine la liter. Toți se duc la drept, la medicină, la... pentru că o limbă străină nu mai este o meserie, este un instrument. Deci tu trebuie să știi engleză, franceză, spaniolă, ca să te angajezi, ca să fii un bun avocat, un bun medic și așa mai departe. Să poți cerceta, să pleci cu o bursă, dar nu mai e un scop în sine să știi o limbă străină. Sau... Și nu mai avem studenți la o politică proastă și a statului francez, pentru că dacă eu eram Macron, își putea juca destin. Vedeți unde a ajuns Franța. Ce se întâmplă acolo? Fiul meu e cel mare în Franța și este absolut... se poate întâmpla orice. Mai ales că în America e clar că va veni Trump, nu știu încotro va lua umanitatea. Da, vreau să vă mai... ați văzut că domnul Marius Ghica a exprimat aprecierea față de grafica doamnei Adina Romanescu. E, vreau să vă spun că eu cred că e mai mult decât violon d'angre sau cum să... așa. Deci domnia asta, am înțeles că în pandemie și-a descoperit vocația, deci pictează și e foarte apreciat. Uite, Pavel Șușară e un critic foarte important, poate o să-l avem aici, de artă și mult mai mulți, uite, eu, Bogdan Lefer, mă rog, sunt oameni care scriu despre ceea ce face domnia asta, pictează pisici, cocoși și ăsta se cheamă pisicel. Și pisicel. Nu, le spun pe scurt. Așa, și vrea, întrebarea era cum reuși să facem și asta. În 2000 a venit pandemia, nu? Și, da. Nu în 2020. 2020, pardon. Și, 2020. Da. Ne-am cam izolat la cetate unde în 98 eu eram și directorul Turist Scris Românesc,
murise Marin Sorescu și domn Caramitru mi-a zis, bă, nu vrei să salvezi editura asta, că se alege praful, iau clădirea. Și zic, domnule, acolo e un rechin, unul din el, stai cu să mă lup cu ei, eu vreau să fac cultură, dar hai că te ajutăm, nu știu. Și prima carte de-am scos-o era unui prieten, Ioan Groșan, care avea o rubrică în Cațaveni și se chema Nu ții spaima Constituției. Și erau chestii, glume, cu despre anume Nuții, care era pe la Cotroceni și care povestea tot felul de amatlăcuri de pe acolo. Totul era ficțiune, bineînțeles. Nu vă spun că a venit Băsescu, care a venit mai multe ori la cetate, la Șprițul, la Dinescu, și i-a zis, Mircea, te rog foarte mult, dar prietenește, scoate lubrica de acolo, nu ți-i spune. Și Dinescu mi-a zis, băi, nene, tu, păi tu știi de când scrie ăsta, mă, tu crezi că am așteptat-o pe Nuția ta ca să... Asta e de 15 ani, i-a arătat ca să avem și din urmă, că nu credea, că dacă e mișto făcut de iubita lui, da. Și... A venit și Mircea la lansarea cărții, era 98, și a zis, bătrâne, vin dacă facem o partidă de pescuit după. Bă, zic că am fost profesor la Calafat, hai că vorbesc cu cineva. Ne-am dus la Maglavid, la un prieten, medic, firește, imediat în copii, și am mâncat plăcint, vin bun, și s-a cam pilit și a zis, nu mai pescuim, hai să vedem împrejurimile pe aici. Și ne-am dus la Maglavid, de la Maglavit, că acolo a fost întâlnirea, ne-am dus la cetate și am găsit exact casa asta cu care era o ruină atunci, fusese cantina portoară, unde mâncau marinarii, și care era căzută, totul putred, o cumpărase cineva, vrea să demoleze cărămida și o vândă, n-a putut, când să demoleze, cădea zidul cu totul, că era mortar făcut de italieni. Și n-am mai renunțat și cădem noi, Mircea avea bani. A zis, bă, păi tu ai bani? Da. Păi de unde ai bani? Băi, și i-am vândut lui Vântu 30% de la Cațavencu. Vântu, acum, ăla, Vântu celebru. Și Napa, nu. Care, cum se chemă la fondul? Da, FNI-ul, da, a luat banii de la români, da, alt tâlhar. Și... Ăsta a cumpărat acțiuni de la Cațaventu ca să nu se mai ia de el, că îl luau la bâză în fiecare număr și să se săturase. Și a zis, hai mă că îi cumpăr. Și i-a dat, Mircea i-a dat, avea o jumătate de milion de dolari. Vă dați seama, eu când am văzut o jumătate de milion într-o traistă, de asta din lână, erau odinioară. Nici măcar diplomat. Nu, ce diplomat, nu, era Dinu Adam cu banii. Și a zis, ce vrei să faci? Bă, vreau, uite aici, apunea soarele între bulgari și când am ajuns acolo pe malul Dunării, asta era o ruină, apunea soarele între... Superb apus de soare, zice, numai nebunia lui și cu banii de ea avea, zice, bă, eu vreau să cumpărăm asta, să fac aici... Îl dăduse afară de la... să cetase cu toți la unea scriitorul, își dăduse demisia, până și Blandiana, nașa lui Fiuso, credea că a furat, nu știu, tipografie, numai minciuni, să-l dea afară. Bun, și pe fondul ăsta a luat, a cumpărat aia, toți banii aia a băgat acolo, bineînțeles că își făcea 10 case, dacă că e prost gospodar, nu știe să-și facă, n-are fler la oameni, mă rog. În schimb, gătește demențial, se vede și pe mine că gătește bine. Așa, și ne-a apucat, zice, băi, eu m-am dus să mai scriu poezii, nu trăgea peștele și ele pescar fiară. Și eu m-am făcut, zic, bă, m-am dus să fac niște cocoși, mai pictase, mai... am foarte mulți prieteni pictori din lumea asta, că ăștia-s mai tolerați, mai... scriitorii toți sunt geniali, toți, e mai greu să te înțelegi cu ei. Și s-au adunat vreo 30 de cocoși și Mircea zice, bă, ce facem cu cocoși ăștia? Păi zic, ce să vă, fac o expoziție. Bă, nu vrei să-i vândem. Păi cui să-i vândem? Mă lași? Da. Să duci în curte, că el are acolo, e o pensiune cu vreo 45 de locuri. Și vin foarte mulți, sunt oameni din Cluj, din Ardeal, care vin și își fac concediu la cetate. Ei pescuiesc, doamnele își fac baie, copiii se joacă în aer liber, adică ei se mănâncă dumnezeiește, pește numai din Dunăre. Și se duce la o masă unde era o doamnă foarte frumoasă, cu soțul, cu băiat și fată, și zice, să rămână doamna, bună ziua, domn Dinescu. Da, ce nu vă supărați? Aveți cocoși? Aia zice, domn Dinescu, știți, noi stăm la... bloc, la apa. Doamne, nu v-am întrebat unde stați.
vă întreb, aveți sau nu aveți cocoș? Eu mă uitam la bărbatul, zic, bă, dacă-i dă ăsta o... Era un ăla, zic, bă, ăla ce-o zice? Bă, eu ce-s bă aici, nu-s cocoșe? Și zice, deci n-aveți cocoș? Nu, domn Dinescu, n-avem. Ce Ghica, vină-mă încoa cu doi cocoși. Eu vin cu două tablouri de cocoși, bineînțeles. Aia când a văzut că e vorba de cocoși, că nu e glumă, dar nu sunt cocoși vii, sunt pictați, a, parcă așa, ce foarte frumos, ce vă plac, dar care vă place mai mult? Ce ăla, Ghica, că cer pe el, eu nu văzăm în viața mea de unde cocoși, erau primii făcuți. Zic, nu, domnule, cât vreți, nici nu știu ce să... Nu știu cât a lăsat. A fost primul cocoș vândut. Da. Și după aia, când tot acolo vin, e unul Gigi Nețoiu, un om care l-a păzit pe Dinescu la domiciliu, când avea așa, și acum face afaceri pe la cetate, vinde jucători de ăsta pe la Dinamo, și acolo vin și joacă pe bani foarte mulți, table, barbut, Nețoiu cu Borcea, unul Borcea care face copii peste tot, cu unul Dragomir, mitică Dragomir ăla de a fost la ligă, și cu Pițurcă. Ăștia patru joacă, să dați seama, pe bani, barbut, ce dracu nu joacă. Și mai vin și cu piții poance de la de închiriate de pe la hotel intercontinental cu 500 de euro pe weekend, să arate ce bărbați sunt ei, ce... Și ălea mai le plac cocoșii și zice, îi spune Borcea, uite, îmi place cocoșul ăla, scoate francul, îi lasă, mă-i sună Dinescu, ce bă, fii atent, îți vând un cocoș, poți să-l lași la 400 de lei, da, mă, lasă-i. Tot Mircea face prețurile, știi? Zic, bă, să scoatem rama și pânza. Da, ei, așa m-am apucat de cocoș. Și tot el zice la un moment dat, zice, bă, hai că zic ăștia că ne cocoșim, fă-și tu ceva, o puicuță, o... Păi zic, bă, ce puicuță, tu ai văzut găini, ăla n-au culori, n-au... Bă, ceva așa să fie mai feminin, mai... Păi zic, bă, fac pisicuțe, că în cultura franceză pisica conotează feminitatea, nu știu ce, și am zis pisici, pisicuțe, pisiceli, și am trecut și pe nuduri și pe... Da, și am mai mult succes acum cu pisicelile decât cu cocoșii. Da, ne distrăm. Da, ce să vă zic, șarmant, cum, deci eu l-am cunoscut foarte puțin, am întâlnit la o lansare de carte, aia a fost cam oficioasă, așa, dar am mai vorbit la telefon și știam șarmul domnului profesor. Bun, îl știam, aveam, că nu-l știi niciodată, mereu mă surprind. Bun. Trebuie să veniți la cetate, să vedeți farmecul locului. Așa, dar nu o să joc table cu gașca aia, că n-am ce căuta acolo. Bun. Dacă mai dorește cineva să pună o întrebare, cu mersam la dispoziție. Da, cam da, o oră am pălăvrăgit. Dacă vrea cineva să-l întrebe ceva pe domnul, nu pe mine, eu am scăpat. Da, oricum, eu am venit cu plăcere și în Pitești am mulți prieteni, chiar îl sunasem pe Călin Vlasie ăsta, pare la 45 odinioară, unde a scos cărți și el și eu am scos Șora, un volum Șora la... și când a făcut bătrânul 90 de ani, deci în 2006 am scos un fel de Cahier de Lea. Ei, și mai sunt cei de colegi de la universitate, dar e ora 4, e și căldura asta dezarmantă, noroc că plouă nițel. Eu vă mulțumesc că ați venit să-l pomenim pe Noica, ăsta era țelul, și să nu-l uităm, că în librării are grijă liceanul să-l publice, dar pe șoranul mai publică. Apropo, vă pune ultima întrebare. Relația dumneavoastră cu discipolii, să spunem, consacrația lui Șoran, că așa mai cunosc și eu, de pildă, îl știu pe domnul Vasile Zanfirescu, Vasile de Zanfirescu, are o carte jurnal despre Constantin Noica, Gheorghe Săgeană, oameni care erau la Păltiniș. Dar cu ăștia, mă rog, care se vor unici, mă refer la licean, la Pleșu, ce relație aveți? Ați avut și ce relație aveți? Foarte oficiale, cu Liceanu în primul rând, care e altceva decât cu Pleșu, prietenești, e și prieten cu Dinescu, a venit de multe ori, vine, revelioane la cetate și e altă stofă, are umor, are plus că are pecete, eu îl citesc cu o mare plăcere pe Pleșu, în schimb pe Liceanu cam
Nu e genul meu, este rigid, este... Dar în anii, când trăia Noica, nu, îl știam tot pe Pleșu, pe Liceanu nu-l știam, și după m-am prieten mai degrabă cu Patapievici, care e altceva. E scorțos, vine dinspre fizică, dar e un om, e o minte strălucită și are cărți, are ce spune, are ce rosti, vorbește foarte bine și... Faptul că vine din știință, dinspre fizică, este un atu uluitor. Să citești filozofia și literatura cu ochii omului de știință. Dar Pleșu, din păcate, s-a mai retras, s-a retras de tot, nu că s-a mai retras, și el scârbit de ce s-au spus despre fiul său ăla cu drogurile, mă rog, despre soția lui Catrinel Pleșu. Adică un om care a făcut atâtea pentru cultura română și care la sfârșit cu ce te alegi? Măcar Liceanu e patron. E patron de editură, a făcut o editură senzațională, dar e beneficiarul ei. Adică nu poți să spui că e un sărăntoc sau că e... Noica nu știu ce ar zice astăzi dacă ar trăi. Asta e. Ce ar zice Noica despre Liceanu? Despre chiar de ce noi ca despre evoluția... Ce să vă spun? Pe Șora, nu-l publică, deși a luat contract de exclusivist de publicarea operei, dar nu e o publică. A luat contractul ca să nu-l publice, să-l îngroape a doua oară pe Șora. Pentru că Șora, întrebat, domne, ce părere aveți? A spus Pleșu este un mare stilist, este un gânditor, este... Liceanu n-a zis mai nimic. Faptul că Șora nu l-a validat pe Liceanu, pentru el a fost un... Și nu îi poate ierta chestia asta. Preferă să... Vă dați seama că dacă s-ar scoate Șora, s-ar vinde. Evident, mai ales când era la Girafă. Păi atunci ar fi luat oricine și gospodinele cumpărau Șora ca auzeau de el la televizor. Dar... Poftiți? Nici chiar așa. E, cum să nu? Dacă... Păi da, era un bătrânel bon om care dădea mâna cu... Domnule, vreau și eu o carte de-a lui Șora. Cărți. A bine, este un autor foarte dificil. E foarte dificil. Reziștii care îl dădeau pe Șora și cumpărau cărți. Cine? Reziștii. Da. Nu, era de succes. Ce se mai... Gospodinele nu sunt de nicio. Mă rog. No, ce iubim femeile? Ideea generală e că, într-adevăr, ăla, un editor cu fler la mersul pieței, dacă ar fi scos atunci, în perioada aia, cărțile ușoare, sigur ar fi avut un mare succes. Dar dincolo de toate acestea, pentru că nu mai aveți întrebări, noi mulțumim domnului profesor. Eu zic că a fost o seară după amiază extrem de agreabilă. Nu oricine are simțul umorului pe pământul ăsta. Eu am întâlnit puțini oameni cu simțul umorului.